Societatea de Transport Public Timișoara dorește să aducă la cunoștință publicului călător că recent au apărut în mediul online informații false care induc în eroare publicul călător cu privire la o ofertă specială de carduri de transport. Fotografiile și textele care circulă pe rețelele de socializare prezentând așa numite carduri de transport cu valabilitate nelimitată pe o perioadă de 6 luni sunt complet neadevărate și nu sunt emise de către STPT. În mod particular, postările fac referire la o promoție falsă care pretinde că primele 500 de persoane pot achiziționa acest card special la un preț redus. Această informație este o încercare de a înșela călătorii noștri și de a crea confuzie. STPT dorește să sublinieze că nu există nicio astfel de promoție în derulare și că toate informațiile oficiale cu privire la serviciile noastre de transport sunt comunicate prin canalele oficiale ale societății. Orice campanie, ofertă specială sau modificare a serviciilor este anunțată exclusiv prin intermediul site-ului oficial al STPT, www.stpt.ro. Paginilor de social media și comunicatele de presă transmise mass-mediei locale și naționale. Facem apel la călătorii să fie vigilenți și să nu se lase păcăliți de aceste informații false. Îi rugăm să verifice întotdeauna sursa informațiilor înainte de a acționa. Ne cerem scuze pentru orice confuzie creată și vă mulțumim pentru încrederea pe care o acordați serviciilor noastre, transmit reprezentanții STPT.